Bună ziua, dragi prieteni din balanță! Haideți să vedem la balanță ce se întâmplă pentru săptămâna viitoare în zaruri dragostea dumneavoastră da. să vedem. Aici va înflori o nouă dragoste, veți avea o nouă dragoste care înflorește ca o floare, da? Câteodată simțiți că acea persoană cu care sunteți sau pe care o iubiți se joacă. Simțiți că nu este, nu este, sinceră că poartă o mască și că vă minte și că... Da. Dar arată că o să aveți o bază solidă sau aveți deja o bază solidă cu această persoană că vă caută, că vă urmărește, că veți îmbătrâni împreună, că dacă sunteți acum despărțiți sau aveți o problemă, arată că se va rezolva acea problemă, că s-a amestecat cineva în relație, că a bârfit, că ceva s-a întâmplat care se poate rezolva ușor sau ați aflat un secret care v-a făcut puțin uh, să luați un fel de distanță de această persoană. Apoi vă văd aici dragoste sinceră, vă mai văd uh, suflete gemene, vă văd aici același ADN, vă văd mesaje, comunicare și arată că faceți calcule probabil să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună sau ceva serios, legătură strânsă, dragoste, mare, nu vă niciun fel de răutate aici, niciun fel de problemă. Deci la balanță în dragoste și cei singuri, vă cu dragoste, vă vă bine, bine, pe toată lumea aici. Da după aia spune că dacă vreți să faceți ceva, prima dată cercetați mai mult înainte să faceți și arată că sunteți munciți din greu pentru această relație. Deci depuneți efort ca să faceți pe plac persoanei cu care sunteți, ca să fiți la înălțimea așteptărilor, da? Spune să vă puneți grijile deoparte. Și să luați decizii, dar să nu luați decizii așa de repede. Și dacă aveți o problemă și nu știți ce să faceți sau trebuie să alegeți între două persoane și asta se poate. Spune că în timp ce dormiți sau meditați, veți primi acel răspuns la ce ar trebui, cam, cam ce ar trebui dumneavoastră să faceți. Da? Și arată că s-ar putea să mergeți într-o călătorie într-o vacanță în această săptămână cu această persoană iubită. Sau mergeți la această persoană iubită sau plecați undeva împreună, ieșiți undeva, da? Cam asta a fost pentru balanță, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.